am pierdut din nou, dar parcă nici nu mai doare așa de tare. S-a cam transformat în normalitate și chiar dacă suntem unii care toți strigăm în spațiul public că direcția nu este bună, caravana fripturiștilor continuă mersul apăsat spre nimic, iar mașinăria de vot a hămesiților duce FRF-ul dictatorial direct spre Coreea de Nord. Singura diferență, Burleanu este mai înalt și mai suplu. Aspirațiile lui însă sunt tot acolo, pentru că al nostru visează funcții de conducere în UEFA, iar unii susțin că ar avea chiar șanse. Pe bune? Adică timp de 8 ani de zile distrugi fotbalul românesc, ne prăbușim abisal și eu să cred în managementul sustenabil și predictibil al mini-președintelui? Refuz să validez o astfel de idee. Ne-am făcut de rușine din nou și la Podgorița și nu mai am speranțe pentru redresare. Noapte bună, microbiști, nu mai reprezentăm nimic în fotbalul european. Felicitări, FRF, așteptăm congresul următor.